Și pentru că tot este o perioadă de cumpărături, câțiva tineri din București au inițiat o platformă online care semnalează locurile aglomerate. Astfel, cei care sunt cu adevărat nevoiți să iasă din case, dar doresc să se protejeze pe ei și pe cei din jur, pot vedea în timp real ce zone trebuie să evite. Daniel Nițoiu ne spune cum funcționează această platformă. Bună seara, Daniel! Bună seara, Andreea, bună seara, doamnelor și domnilor. Platforma funcționează cu ajutorul datelor GPS. Orice telefon le are, trebuie doar să activăm această opțiune și apoi să intrăm pe site-ul spuneceva.ro. Spune ceva într-un cuvânt. Acolo o să găsim o hartă a orașului, iar zonele aglomerate sunt marcate cu niște buline roșii. Asta înseamnă că cei care folosesc deja aplicația au sesizat că sunt mulți oameni în trafic pe trotuare sau care stau la coadă, exact ce ne-au recomandat autorităților să nu facem în această perioadă pentru a evita transmiterea coronavirusului. Sunt aglomerații la ieșirea înspre orașul Pantelimon, înspre autostrada 1, prin centrul orașului sunt două zone roșii aglomerate potrivit aplicației. Dacă vreți să evitați aceste zone sau poate cozile de la magazinele din aceste zone, uite, aplicația vă este de folos. Cei care au creat-o, doi avocați, un sociolog și un corporatist, spun că această aplicație nu colectează date personale, date sensibile din telefonul dumneavoastră. Nu trebuie nici măcar să vă faceți un cont ca să o folosiți. Nu costă nimic, este gratuită. Așadar, puteți să folosiți această aplicație să evitați aglomerațiile și să stați în siguranță. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.